Salutări tuturor, bine v-am găsit la o ediție specială GSP Live. Fotbalul este ceva extrem de ciudat. Mai devreme, Elveția a făcut 3-3 acasă cu Belarus după ce era condusă în minutul 90 cu 3-1 de oaspeți, echipa oaspete care făcuse 0-0 în România, cu Naționala România acum câteva zile. Un rezultat care ne păstrează la 2 puncte în spatele Elveției. Dacă vom câștiga în această seară cu Andorra, dacă vom câștiga cu Andorra, pentru că în această grupă se pare că lumea nu se înghesuie să se califice la turneul final. Deci dacă vom câștiga cu Andorra în această seară, trecem pe primul loc în grupă în urma partidei de pe Național Arena. Însă, evident, Elveția are un meci mai puțin disputat, partida cu Israel, care nu s-a jucat din cauza situației tensionate din Israel. O să discutăm despre meciul care stă să înceapă, vedem echipa de star pe care o pregătește Edi Ordănescu. O să discutăm un pic și despre situația din grupă, care rămâne extrem de complicată și complicată după acest rezultat de la Sengală în 3-3 Elveția-Belarus, care putea să fie 4-3 dacă Shaqiri marca la ultima fază a meciului. Discutăm aici în studio alături de profesorul Grigore Sichitiu. Bună seara, domn profesor. Bună și de fostul internațional român Adrian Cristea. Bună seara, Adi. Mulțumesc mult că ai venit. Bine v-am găsit. Ce faceți, domnilor? Cum sunteți? Domn profesor, cum sunteți? Toate bune? Bine, da. Ce ziceți de rezultatul ăsta din Elveția, domn profesor? Fotbalul ăsta este ceva greu de înțeles. Eu sper să nu se supere nimeni, dar parcă au venit așa, în plimbare. Eu nu cred că au jucat cineva. Elvețienii. Nu cred că au jucat la pariuri. Nu cred. Exclus. Pentru că mi se pare... Știți că capitanul lor e bănuit prin Anglia că a jucat pe cartonașe galbene, să știți. Ceaca. Da, categoric. Da. Eu cunosc CV-ul. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, spun sincer, nu știu cine a putut să nimerească. Mai ales că eu am plecat, veneam spre ea, da, la în minutul 3-1. 85 era 3-1. Ce ați zis când ați văzut 3-1? Nu, am zis clar. E un rezultat pe care nu cred că l-a ghicit cineva. Nu, nici cei din Belarus nu cred că au jucat la victorie pentru ei, că n-au avut niciun fel de probleme până acum. Și iată că fotbalul demonstrează că știți ce zicea Sean, ești mai deștept când vii decât când te duci. Așa, ok. Așa, din punctul ăsta de vedere, nu-mi vine să cred că rezultatul ăsta ne-a complicat viața noastră. Ne complică, ziceți. Ne complică de ce? Pentru că jucăm ultimul meci acasă, așa, cu ei, cu Elveția. Care nu e calificată. Și care deocamdată nu e calificată, pentru că noi sigur batem în seara asta, nu pot să cred. Ziceți? Da, nu. Pe ce vă bazați? Mă bazez pe faptul că... Pe talentul nostru. Pe talentul și da. Vocea și talentul. Vocea și talentul. Și atunci trecem pe primul loc. Asta înseamnă un semnal de alarmă. Dar avem două meciuri, Israel și Elveția, în luna următoare, care sunt extrem de grele. Și dacă toată lumea va juca pentru calificare, da, atunci, într-adevăr, se va vedea care este valoarea echipei noastre, nu să joace meciuri, să joace la calificare, okay, care este cu totul decisiv, altceva. Meciuri decisive. Adi, ce zici de rezultatul ăsta? Păi, ce explicație poți să dai la un astfel de rezultat? Păi nu știu, sunt curios. Tu ce explicație ai? Probabil elvețienii au intrat relaxați în teren. Au făcut 1-0 la pauză. Nu era tot serios. Asta spun, a dat 1-0, s-au gândit că le mai dă 2-3. N-a fost serios, n-a fost concentrat și uite că i-a pedepsit. Da. Dar uite, când s-au concentrat, au dat 2 goluri și puteau să mai dea 1. Ne-am uitat la meci împreună, da, pe final și am văzut că la orice centrare era pericol în careul celor de la Belarus. Cred că o lejeritate în aceasta și zic eu că în seara asta, pe moment, e bun rezultatul, că ne responsabilizează pe noi, ne pune dar în gardă. Dar pe termen mediu e lung, gardă, de fapt, nu mai e lung, că mai ce sunt mai? 2 meciuri. Da, pe termen imediat. Da. În confruntarea directă cu ei. Cum ți se pare? Pe termen... Nu știu dacă schimbă foarte mult calculele acestei calificări. Trebuie să batem Andorra în seara aceasta, normal, trecem pe primul loc. Și cred că în mare parte sunt calificați. Vorbează aceste 2 meciuri dificile, dar... Păi da, dar dacă le pierdem pe amândouă, nu suntem calificați nicăieri, dacă, nu? Corect. Cred că așa se întâmplă. Bate Israelul? Dacă Elveția bate Israelul, stai să facem un calcul. Facem un calcul, cred că... Da, ar fi o problemă, într-adevăr. Așa este, ai dreptate. Deci dacă noi batem în seara asta, da, undeva cineva trebuie să pierdă calificarea și Israel s-ar putea să o pierdă dacă noi batem în seara asta și Elveția bate Israel. Dar dacă nu bate Elveția Israelul și bate Israel, vă dați seama cum ar fi complicat. Deci ar fi așa, stai să facem un calcul. Deci Elveția în momentul ăsta are 15 puncte, mai are meciuri cu Kosovo. Da, dar Elveția bate Kosovo, asta e problema.
normal. Și o să facă și seara, 18 și, seara, și după aia are două meciuri cu noi și cu Israel. Deci să zicem așa, hai să presupunem că Elveția bate Kosovo și rămânem la ultimele două meciuri să facem noi calculele. Deci Elveția ar avea 18 meciuri, România ar avea 18 puncte, România ar avea 16 puncte, Israel are 11 în momentul ăsta, dar are meci, mă rog, cu Elveția cu noi, are cu Andorra și are cu Kosovo. Să presupunem că ar face 6 puncte cu Kosovo și cu Andorra, ar avea și Israel 6-17 puncte. Deci noi 16, ei 17, Elveția 18. Deci noi practic suntem cei mai slabi din calcule. De asta spuneam, că ultimele două jocuri pentru noi sunt meciuri care pe care... Adică noi trebuie să câștigăm clar, să scoatem pe cineva din astea două. Clar. Dar trebuie. Dacă nu scoți pe, ori pe Israel, ori pe Elveția, trebuie să-i bați în meci direct, altfel să duc ei. După discuția asta, acum ne dăm seama cât de important a fost meciul acesta cu Belarus. Da. Câștigat. Pe care nu l-am câștigat. Exact. Câștigai acum cu Belarus? Da, da. Dacă câștigam acum, eram 80% calificați. Bun, hai să vedem, trecem ușor să vorbim de meciul din seara asta, o să vedem și echipa de start. Întreabă cineva dacă mai trește Adrian Florea în glumă. Mâine dimineață o să-l vedeți pe Adrian Florea, pentru cei care tot întrebați de Adrian Florea. Mâine dimineață va fi la emisiune la ora 9 dimineața și o să discutăm despre meciul cu Andorra. Hai să vedem echipa de start a lui Edi Ordănescu, să le arătăm oamenilor cu ce începem în seara asta și să discutăm deja concret despre meci. O să vedem și declarații, dar hai să vedem întâi echipa de start. Cu Moldovan în poartă, Sorescu, fundaș dreapta, Drăgușin, Burcă, Bancu, apoi Răzvan Marin și Stanciu, Moruțan, Hagi și Coman în spatele lui Bârligea. Domn profesor, cum vi se pare echipa? Da, este o echipă care... Corectă, mi se pare, da. Adică avem, a spune, 5 jucători pentru atac. 5 jucători, eu îl pun și pe adică Stanciu. Adică tot mijlocul, practic. Da, adică eu îl pun și Stanciu, jucătorii de bandă sunt de atac. Stanciu, da? Coman, Hagi, Moruțan și Bârligea sunt 5 jucători care, pentru atac. Cred că a făcut o echipă ca, într-adevăr, să ajungem și noi la poartă, să repriza a doua cu, okay, cu Marea Belarus, am dat un singur șut pe poartă. Da, lor, un singur șut așa este. Pe poartă. Deci a fost un lucru care ne-a mirat pe toată lumea. Și de data asta, cred că Edi a făcut o echipă ca, într-adevăr, aripile Moruțan și Coman sunt doi jucători cu viteză, doi jucători care pot să destabilizeze apărarea. Hagi l-a pus bine în mijlocul terenului pentru că el nu este jucător de bandă. El este jucător care poate să pună oricând o minge. Așa, okay. Eu așa îl văd acolo, îl văd așezat. Și acum să sperăm că Bârligea, care este debutant, care va reuși să finalizeze din ce muncesc jucătorii ceilalți de margine. Din păcate, eu unul spun că acest meci n-aș fi jucat cu Drăgușin. Drăgușin este la limită de suspendare. Ok. Deci în acest meci aș fi jucat cu Screciu sau cu oricare altul, da, pentru că dacă Drăgușin ia cartonaș în meciul ăsta, că în fotbal se oricând poate să apară, da, ceva, nu-l ai la meciurile cele două, nu-l ai la meciul cu okay, Israel. Da. Jucăm cu Israelul primul. Da. Deci este un jucător extrem de important. Bine, pentru probabil noi că se gândește Ordănescu că nu ia galben cu domnilor, eu spun că ar fi fost mai... Dacă noi ne facem probleme, da, cu o echipă care... Dați-mi voie să vă spun... Spuneți-ne câte ceva. Deci, domnule, e o țară enormă, 80.000 de locuitori, cât un cartier al Bucureștiului. Da. Da? Are jucători de 36, 38, 39 de ani, Gomez. Singurul jucător cu oarecare carte de vizită este portarul Iki Alvarez, care joacă la Vila Real B, deci nu la corect, prima. Da? Da? Cred că sunt doar doi jucători profesioniști, pentru că la ei... Am văzut, restul sunt jucători care se duc și la servici. Da. Fundașul drept este bucătar, adică servește la cantina, okay, la care Feher. Deci Feher, jucătorul care avem și noi un român care joacă în prima ligă din Andorra. Așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, el spune așa, Feher, că avem portarul Alvarez, care ar fi un jucător cu o carte de vizită, avem Rosas, care este un atacant, și un fundaș drept, Jesus Rubio, care, într-adevăr, v-am spus, lucrează la o cantină. Dacă nici cu amatorii ăștia nu rezolvăm problema, atunci ce pretenții să mai avem de calificare? Pentru că acești oameni, deci ei, am văzut acum,
au salariu maxim în prima ligă de 3.000 de euro. Am înțeles. Deci între 1.000 și 3.000 de euro este salariul în prima ligă. De, și pe nu cred că la ora actuală... Pe cred că și în Liga 1 sunt salarii de 3.000 de euro. La da. Unde? Mă gândesc, nu știu, cred că și în Liga 1 da, sunt. La Liga 1 doar Hagi avea în, când era la Viitorul, dar acum nu cred că mai sunt salarii de 3.000. Poate ăștia tineri, poate ăștia, okay. Poate pe la Botoșan ceva. Da, s-ar putea. Dar în rest... E un salariu mic pentru Liga 1. Da, totuși, e categorii. Da. No, ce no. Zici de echipă, Adi? Părea că în primul rând trebuie să pe luăm foarte în serios. Așa. Eu, crezi că există riscul să nu-i luăm în serios? Păi nu, e vorba de subconștient. Vă spun din experiență, am fost fotbalist și în subconștient ți intră așa ideea asta că sunt slabi, amatori, da. Și poate nu tratezi corect. Fazele la modul cel mai serios. Ne stă în caracter. Și asta principalul, zic eu, că trebuie să-l faci, să iei meciul foarte în serios, să tratezi fazele foarte serios, să nu fii lejer în decizii, în acțiuni. Avem dovada mai devreme Elveția, da. De asta spun că da. E un semnal de alarmă pentru noi și cred eu că... Dar normal, cu Andorra trebuie să câștigi meciul. Fără... Da. Nu cred că ne punem problema asta de a nu câștiga meciul. Eu știu, stai să vedem. Uite, era un sondaj mai devreme pe contul nostru. Numai puțin vreau să completez. Întrebare. Există posibilitatea oricărui alt rezultat în afară de victoria României cu Andorra? Ați spus nu, nu există. Nu. De, vă spun eu sondajul în momentul ăsta, mă rog, sunt 40 de voturi. 54% da, există posibilitatea, 46% nu. Deci nivelul de încredere al echipei naționale a scăzut atât de tare. Domnilor, din 10 meciuri au bătut unul singur acasă pe Muntenegru. Da, domnul deci profesor, unul dar singur. Pot face un egal de mare răsunet în seara asta la București. Eu refuz să cred să mai ne uităm încă o dată la asta. Pentru că, pe de-o parte, deci... Jucătorii spun că este un grup foarte bun, da. Că este o atmosferă foarte bună în interior. Da. Chiar dacă atmosfera jocului este o atmosferă în care ei au fost foarte aspru criticați de mari, așa foarte e. Aspru criticați. Da. Eu îl înțeleg pe Edi că el își apără jucătorii și spune, domnule, din punct de vedere al datelor, eu am văzut și e normal ca să țină cu jucătorii da. Și să nu-i demobilizeze și el. Deci este o atmosferă nu foarte prielnică. Ei, dacă în prima repriză echipa nu conduce lumea, adică și puștii ăia din teren vor reacționa. Din tribună, da. Și ăia vor... Mai ales că puștii, atenție, sunt... O să vedeți. Fiți atenți. Da. Pregătiți-vă un pic să vedeți. Da. După aia ne întoarcem și continuăm discuția. Am jucat mergem la stadion, îl ascultăm pe Vlad Nedela, corespondentul Gazetei, o să vedeți de ce, și apoi ne întoarcem. Bună seara! România se întoarce acasă după remiza din Ungaria cu naționala Belarusului și întâlnește Andorra. Teoretic, cea mai slabă echipă din grupa de calificare și trebuie să câștigăm pentru a mai spera la turneul final. Am făcut un pas greșit cu Belarus, acum nu avem voie să mai facem încă unul pentru a rămâne acel suspans pentru finalul calificărilor. Eu sunt la Arena Națională, unde tribunele vor fi pline de copii. Se aude deja în jurul meu multă gălăgie, copiii au venit cu foarte multă energie și din ce înțelegem de la organizator vor fi mai mult de 20.000, undeva la 21.000 de copii în tribune care să susțină echipa națională a României. Îl rog acum pe Iosif Popescu, pe colegul meu, să vă arate câteva imagini cu aceste grupuri de copii care au fost aduse cu mai multe autocare. E plină parcarea stadionului și de fapt împrejurul stadionului e plin de autocare venite de la diverse școli de fotbal sau nu numai, că sunt și de la diferite școli generale, venit foarte mulți copii pentru a fi alături de Naționala României. Vedeți acum în imagini copii cu eșarfe, cu Naționala României, cu tot felul de tricouri, de bluze, cu în culorile echipei naționale a României. S-a oprit unul dintre copii aici să vorbească cu noi. Cum e în seara asta? A, minunat! O să-i batem de pe ei de frică! Deja s-au abandonat, au rămas doar rezervele. N-am ce să facă. De la cine aștept cel mai multe lucruri în seara asta? Cum adică? Ce jucător? N-am habar. Nu place niciun jucător aparte? Nu prea. Mă interesează fotbalul, cine câștigă, un meci frumos. Voi pe cine susțineți în seara asta? România! 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 Cine dă de gol? România! Dragoșin! Ianis Hagi intră de pe bancă în minutul 60
și Stanciu. Da, cum vă spuneam, foarte mulți copii veniți la Arena Națională să susțină echipa națională a României. Din clipă în clipă va începe și partida. Nu rămâne decât să le ținem și noi pumnii tricolorilor, să obțină acele 3 puncte care să ne păstreze în calculele calificării. Atât de la Arena Națională, rămâne să ne auzim la finalul partidei și cu reacții. Da, mulțumim Vlad pentru aceste. Ați văzut, domn profesor, copiii cum sunt? Categorii. Și eu am organizat multe meciuri numai cu copii și cu mame. Da? Dar și cu cine? Cu femei, cu mamele lor. Da. Deci în tribună aveau voie numai... Jucau și mamele sau? Da, da. Deci, deci în tribună aveau voie numai mamele cu copii. Okay. Deci și nu erau și mame de mai multe ori, de mai multe ori. Și într-adevăr a fost o galerie extrem de interesantă și jucătorii unde asta? La Păgiulești. Ah, serios? Păgiulești, erau categoric. Erau mai glăgioase mamele. Categoric, mai ales că au fost multe momente incredibile pentru toată lumea, având în vedere că ele păstrau și din cântecele galeriei Rapidului, că toate erau rapidiste, normal, da? Și era extrem de frumos pentru că, într-adevăr, cântau cu foarte multă patos. Cu patos și cu voce față de galeria, care în general cântau bărbații, acum cântau femeile cu copiii, foarte interesant. Era un concert. Era un concert, erau într-adevăr. Corsicanii și corsicanele, cum da, corsicanii și corsicanele, dar era foarte, foarte interesant, da, da. Bun, hai să vedem ce spune Edi Ordănescu înainte de acest meci, apoi ne întoarcem. Eu nu pot să-mi schimb starea de spirit așa de brusc cum multă lume o face, pentru că totuși suntem după 7 jocuri și multe lucruri sunt în favoarea noastră, șanse de calificare și sunt sigur că în final le vom obține. Jocul de la Budapesta, din păcate, n-am adus ce trebuia acasă, dar comparativ cu alte meciuri care poate au luat 3 puncte, a fost semnificativ mai bun. Dar eu trebuie să fac, să-mi corectez greșeala exprimarea corectă, că nu mai avem varianta egalului la Tel Aviv. Ceea ce înseamnă că ne este puțin cam greu în condițiile în care știm ce s-a întâmplat cu Israel aici. Am fost luminați clar în repriză, puteam pierde. N-am reușit să învingem Belarus și ne e puțin frică de Andorra. În cazul acesta, sperăm în continuare la 3 victorii la Israel? Nu ne-a frică de Andorra, nu ne-a fost frică de nimeni, indiferent de adversar. Avem respect pentru toți adversarii. Sunt lucruri bune care le-a produs Andorra, cum am spus și mai devreme și la fel și interviuri. Andorra a fost 0-0 la pauză în Elveția. A câștigat 3-0 Elveția, dar în golul 2 și golul 3 au dat minutul 83-94-83. Andorra a blocat Kosovo în Kosovo. Suntem în gardă, dar nu avem decât o cale să câștigăm. Trebuie să facem în continuare, să consolidăm lucrurile bune care au fost în jocul de la Budapesta, ca și controla mingii, ca și circulația mingii, ca și număr de mingi aduse în zona 3, mingii băgate la careu, dar trebuie să gestionăm mai bine poarta careu. Vă gândeați vreodată că o să auziți un selecționer al României care să spună nu ne e frică de Andorra? Păi, întrebarea a fost... Era serios, adică el vorbea serios. Nu ne e frică de Andorra. Păi, a întrebat reporterul ceva, că dacă ne e frică de Andorra și a spus, păi, n-are cum să ne fie frică de Andorra. Ceva. Adică nici n-aș mai răspunde la întrebarea asta, sincer. Mi se pare ridicol să spui că nu ne e frică de Andorra. Respect adversarul și... Ok, am înțeles, respect adversarul, și, categoric, da. Când am fost la echipa națională și cu Neapiții, când jucam cu, eu știu, tot așa o echipă Malta sau nu știu cu cine, și Neapiții ne punea video cu Malta și era voi? Pe video, mai dădea unul o pasă și Neapiții, auzi-l pe ăsta ce pasă a dat, știi? Să ne... Adică să arate că juca bine, că era bun. Că e mai bun decât ca să... Să vă focuseze. Să responsabilizeze, să-i luăm în serios, să nu zicem că-s prea slab și gata, îi bate în 2-3-0, deci... În experiența fotbalului... Că nu ieșea la, în conferință să spună nu ne e frică de Malta, nu l-am auzit. Nu mi-aduc aminte un selecționer român să spună asta vreodată. Bine, acum fiecare antrenor trăiește o stare de spirit, mai ales că Edi a fost bombardat serios și de nume mari ale fotbalului. Și atunci eu îl înțeleg că îi vine foarte greu acum, pentru că el a vorbit despre familie, de grup foarte bun la echipa națională, că jucătorii, indiferent, ei înțeleg criticile, dar sunt un grup unit și că au forța și sunt convinși că se vor califica. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu am ce să... Că am mai vorbit o frază într-o parte sau alta, e normal să fie sub o presiune. Eu am spus mereu că, în primul rând, nu este ajutat deloc de federație. În ce adică, sens?
în sensul că, domne, federația este prima care lumea nu mai are încredere în ea. Eu i-aș recomanda lui Mihai Stoichiță să nu mai vorbească, domne. A apărut de fiecare dată după jocuri și mai ales după jocuri din astea nereușite, cu tot felul de ieșiri, să dea el indicații din tribună. Le spunea calm, striga la finalul meciului cu Belarus. Da, erau 6 minute, deci aveau timp suficient. Calm, striga. Da, exact, și nu vă grăbiți, păi la 0-0 minutul 90 nu te mai grăbește. Adică sunt niște situații la care el ar trebui să înțeleagă, să nu știrbească din personalitatea antrenorului. Edi a răspuns diplomat și a spus, domnule, n-am auzit, cu toate că nu era nimeni în tribună, nu era niciun fel de zgomot, așa, și atunci măcar taci, nu... Burleanu are o calitate. Tace din gură, nu spune nimic. Nu știu dacă... Chiar și când trebuie să vorbească. Da, dar tace măcar. Da. Dom'le, la fotbal e cam politică. În momentul în care ai scos o frază, să știi că te urmărește. Automat lumea te apreciază. Și el ar trebui măcar să tacă. Am înțeles că se mai bagă și pe la antrenorii de la loturile de juniori, de tineret. Adică, totuși... le-ai dat o responsabilitate. Lasă-i în pace, ajută-i ca într-adevăr în discuțiile tale cu ei private, dar când este la stadion, lasă-i personalitatea antrenorului. Dai tu, poate tu îi spui ceva ce antrenorul i-a cerut altceva. Da. Și de aici jucătorul nu mai înțelege să stea calm sau să forțeze. Nu cred că ia în seamă jucătorul că a strigat Mihai Stochiță sau, dar nu e frumos, nu e. Cristi, da, nu zic ce, nu e etic față de antrenor, să dai tu indicatorul în teren, nu cred că. Da, e frumos ca să tu că ești antrenor, ți-ar conveni? Frumos, nu e frumos și nu se face, da. Păi nu se face. Avantajul lui Mihai Stochiță că sunt tribune goale și se aude. Da, și când erau pline se auzea. Da, domnule, adică în toate situațiile astea, de ce să apărăm după ce că nu avem un joc reușit? Da. Nu ne-a reușit. Mai apărăm și cu o discuție, presa a taxat și pe bună dreptate o ieșire care nu și-avea rostul. Categoric. Eu de asta vorbesc. Adică, domnule, nu te forțează rezultatul pe tine. Am văzut explicațiile lui Vochin, care spune, domnule, este mai coleric, este un om care nu se poate abține. Păi atunci să nu vină la meci. N-ai voie să faci... E clar. Să dai tu indicații peste capul selecționerului. Să țipi din tribună, să zici la jucători, eu știu, urcă dreapta, stânga, n-ai voie. A fost și cazul cu Mirel Rădoi, nu? Da. A fost. Adică exact, nu e prima dată când apare cu tot selecționerii, asemenea situație. Da? Deci, domnule, dacă e 5-0, lumea spune, domnule, eu mă întreb dacă era Pițurcă pe bancă dacă făcea chestia asta. Hai să fim serioși. Cred că nu-l mai lăsa în stadion. Cred că nu mai venea la meciuri. Da, hai să-l auzim pe Sorescu și apoi ne întoarcem. Bună ziua, în primul rând. Este o atmosferă foarte, foarte bună. Și suntem nerăbdători pentru următorul meci. Ce știm despre Andorra? Cum reușim să câștigăm cu Andorra? Pentru că este victoria asta extrem de importantă. Ce știm despre adversar? Cum să-i surprindem? Cum să câștigăm? Pentru că este extrem de importantă. Avem nevoie de o victorie, clar. Cu siguranță, mister împreună cu staff-ul vor face analize și ne vor spune exact cum să procedăm meci. E greu să vă motivați, totuși o echipă foarte mică. Cum se întâmplă lucrurile înainte unei asemenea meci la echipa națională? Cred că asta e cel mai greu, să vă motivați, nu? Suntem motivați pentru orice meci, suntem pregătiți pentru orice meci, suntem un grup și o familie foarte, foarte puternică și știm ce vrea. Da, asta cu grupul și familia puternică revine. Se vede că a format de acolo o atmosferă bună, un grup. Se simte, o vezi cu ochiul liber? Când auzi toți jucătorii că spun cam... Păi tu auzi asta, dar văzându-i cum joacă cam același lucru, zic eu că s-a format acolo un grup. Nu au avut niciun fel de contre unul cu altul, cu antrenorul, cu asta. Toate chestiile astea au rămas la nivelul, speculațiilor. Dar, okay. Deci, din punctul ăsta de vedere, înseamnă că Edi stăpânește vestiarul și că jucătorii înțeleg misiunea care o au și că luptă pentru realizarea obiectivului. Așa o văd eu, acum nu știu. Nu deci vi se pare totuși că e justificată asta, că atitudinea din teren arată totuși... Dar forța grupului, pentru că ei realizează, pentru că noi nu mai avem un Hagi care să te scoate din găleată sau...
Stan nu te scoate din găleată? Stan, mai puțin, e doar cu numele. Și atunci, automat, ei vorbesc toți de forța grupului, de faptul că se simt bine împreună, de faptul că înțeleg că pot să realizeze și cred în acest obiectiv. Este un lucru care, efectiv, ne dă speranțe, pentru că, la ora actuală, altceva nu ne-a rămas decât speranța. Nu se vede, cum ai spus și tu, din atitudinea jucătorului se vede că se vede, nu? A transmis ceva Edi și a format un grup unit și o atmosferă bună în echipă, chiar dacă mai sunt, știu, critici. Și asta cu critica, mi se pare și ei că sunt prea sensibili și jucătorii. Au dat un comunicat, mă rog, în fine. Acum hai să vedem. Gândesc că presa din Elveția acum, crezi că ce distruge pe jucătorii elvețieni după meciul ăsta. Hai să vedem ce spun copiii care sunt prezenți în seara asta la meci. Copii astăzi pentru România, nu? De la Timișoara. Da. 8 ore am făcut. Sau vreo 10-11. Mai contează timpul ăsta pentru Ipana? Nu contează, e prea important. Ce facem azi? Câștigăm, aia facem. Cu cât? Cu 4-1. 4-1. Dau gol? Poftim? Ne dau și ei gol? Da, ne dau. Cine dă gol pentru România? O să dea Mihailă 2 goluri, Stanciu un gol și... Coman. Și... Da, și Coman un gol. Care sunt preferații tăi din Ipana Națională? Mihailă. Și următorii? Dragoșin. Ce îți place la Mihai? Că este foarte îndrăznit și talentat. Tu? Pe cine ai preferat în echipa națională? Coman. Florinel Coman. Deci știi cu FCSB? Da. Astăzi cine dă gol? Coman, Mihailă și Ianis Hagi. Cu cât câștigăm? Cu 3-0. Hai, facem gălăgie. Bun, hai. Da, copiii sunt optimiști, sunt gălăgioși. Întrebarea e, de ce Mihailă rezervă din nou? Pentru că am văzut în presă, are niște probleme medicale și chiar a fost un comunicat în care nu este făcut 100% și ei se întrebau dacă va intra, dacă va rezista până la sfârșit. Pentru că ultimul antrenament l-a făcut cu un bandaj și cu protecție, pe semne că are ceva, vreo leziune sau o contractură musculară. Asta e din ce am citit în presă astăzi. Păi și părerea mea că nu cred că se potrivea Mihailă la meciul acesta. La meciul ăsta, de ce? Jucând cu o echipă care se apără și stând foarte jos, Mihailă, din punctul meu de vedere, e un jucător care are nevoie de spațiu. Are viteză extraordinară și are nevoie de spațiu, să alerge pe spațiu liber. Jucând cu echipă jos, de având acest spațiu, mi se pare că e mai greu pentru el. Ok. Bun, hai să vedem și pe Herea, care a venit la stadion cu copiii de la școala lui. E îngrijitor, cred că așa se cheamă, că sunt și niște adulți care au grijă de copii. Nu știu câți copii. Însoțitori. Hai să vedem pe Herea. Trebuie să reziste, că de aici am venit împreună, trebuie să plecăm împreună, nu avem cum să plecăm separați. Va fi destul de greu, da, sunt aproape 50 de copii, dar sper că o să fie bine și vom reuși să ducem misiunea asta la bun sfârșit, să zic așa. Ai mai dus la vreun meci până acum? Am mai fost, da, la Rapid, pe stadion, s-au comportat destul de bine. Să sperăm că și în seara asta va fi la fel. Ovidiu, probabil că tu aveai idol când erai ca ei în echipa națională. Crezi că ei poate să-și găsească idolii în această seară? Păi de asta i-am adus, nu? Să se uite la fotbaliștii de la echipa națională și să-și găsească idolii în ei, să-i urmeze și să muncească pentru a ajunge la nivelul ăsta. Că până la urmă ăsta e scopul nostru, nu? Să scoatem fotbaliști și să ajungă, de ce nu, și la echipa națională. Cum vezi această partidă? Ar trebui să fie la discreția noastră, având în vedere că venind după un rezultat de egalitate, suntem obligați să câștigăm în această seară. Chiar dacă jucăm în fața la 20, am înțeles, peste 20.000 de copii, trebuie să jucăm bine, să se autodepășească băieții să câștige. Era egal. S-a terminat 3-3. Am înțeles. Da, e bine, trebuie să câștigăm. Și cu siguranță, dacă vom câștiga în seara asta, suntem la mâna noastră. Depinde numai de noi de această calificare. Da, ne-am întors în studio. Repede, pronostic, domnilor. Aștept scor corect. Să vă corect? Văd. 3-0. 3-0, domn profesor. 2-0.
Sunteți mai pesimist în seara asta. Nu, sunt mai prudent, pentru prudent. Că întotdeauna au avut probleme atunci când echipele adverse au stat în jurul careului și s-au apărat, ce spunea Adi înainte. Și întotdeauna am găsit culoare foarte... Numai că am spus marginile noastre, Coman și Moruțan, eu îmi fac mari speranțe că ei vor fi cei care vor aduce mingi în fața porții. Acum Bârligea are și el o șansă, că nu joacă cu Spania, joacă cu Andorra. Și atunci, chiar dacă sunt vecine acolo, din punct de vedere geografic, ar trebui să, într-adevăr, să reușească și el să înscrie, pentru că este un jucător care promite. Să vedem acum, la nivel de echipă națională. Vedem. Mulțumesc mult de tot. Ne revedem la pauză cu analiza primei reprize din România-Andorra, meci care stă să înceapă pe curând. Doamne ajută!